anarhiști, ca atare îi admirăm pe sadici. Deci, întrebarea mea ar fi pentru voi toți, credeți că avem nevoie de psihologi în echipele de comunicare să-i tratăm prin reclame? Mai spuneam, hai să nu luăm de proști. Deci, în momentul în care puneți întrebarea în termenii aceștia, noi să-i tratăm pe ei, înseamnă că noi nu suntem români, nu? Și eu cred că suntem și noi români. Pe de altă parte, sigur că și un psiholog și un sociolog poate să fie util, pentru că poate să ușureze dialogul, poate să ușureze comunicarea. Dar atenție! În niciun caz nu trebuie sărit în extrema cealaltă, nu-i niciun risc, mă rog. Ce spune o cercetare sociologică este ceea ce trebuie pus în practică de către dumneavoastră. Nu din potrivă, nu trebuie să răsturnați ceea ce vă spune sociologul, psihologul și mai departe, să vă jucați cu aceste date. Sigur că în cunoștință de cauză e mai bine decât alăturarea cu drumul. Bun. Asta, clar. Cu condiția, nu să uitați totuși că, deși nu o să... Deci nu pare și sociologia asta este un fel de știință. Și apropo de focus group, dacă vreți vă dau o adresă, am doi studenți care au făcut o firmă de casting pentru focus group. Ce oameni vreți pentru focus group? Vreți să iată produsul albastru, vă spune ea că toată viața nu mai produs albastru. Așa că noi științifici și sociologii puteți să dovediți. Bun. Nu la asta mă refeream, dar și să poate fi util, dar mă rog, e tot pe înveț. Vreau să mai răspundeți ceva? Eu am luat întrebarea în alt sens un pic, în sensul dacă are comunicarea, publicitatea și rol educativ sau ar trebui să aibă. Personal, eu nu cred că suntem în acel domeniu. Eu nu cred că suntem, nu suntem mass media, noi în comunicare și deși, da, poate ca indivizi suntem mânați de cele mai bune intenții și ne-am dorit prin campania pe care le facem să nu facem rău, măcar, nu cred că avem un rol de educatori. Cred că ar trebui să luăm consumatorii așa cum sunt și să încercăm să, exact ce ziceam mai devreme, să le vindem ce avem noi de vândut. Idei, produse, dar nu cred că ar trebui neapărat să ne propunem să educăm. Nu ăsta este rolul nostru. Sunt alte, cu totul alte instituții care o pot face și fără ajutorul lor oricum n-am reușit. Prin reclame niciodată n-ai cum să educi un popor. Alte întrebări, vă rog? Bună ziua! Îmi cer scuze puțin pentru voce, o să vorbesc un pic mai greu. V-am ascultat cu mare plăcere. Și aș vrea să vă întreb vis-a-vis de faptul că noi, cei de aici, avem în față niște excepții de la, nu știu să zic, drama românului. Mie personal, mi se pare că totuși 600.000 de firme, aproximativ, raportat la, să zicem, o populație muncitoare de 3-4, să zicem, 5 milioane, este o proporție destul de mare, care arată totuși o doză de optimism și de nebunie, repet, vis-a-vis de ceea ce a spus și dumneavoastră și domnul Vitilă și doamna Dina referitor la inițiativa românului și pasivitatea lui, apartenența la grup sau nu. Este sau nu este raportat, de exemplu, la alte civilizații care au un Superman, un Batman, un Captain America sau nu știu ce eroi, este sau nu este o proporție, să zic așa, rezonabilă de inițiativă privată în total populație adultă. Mulțumesc. Nu putem vorbi de proport. Se aude? Da. Liniște, vă rog. Nu cred că putem vorbi de proporții, suntem sau mai mult decât alții. Din nou, hai să nu ne mai gândim la alții, hai să ne gândim la ce avem noi de făcut. Alții poate să ne inspire,
nu să ne complexeze, nu să ne raportăm la ce au ei bun și ce au ei rău și să ne gândim oare noi cum suntem versus ceilalți. Cea mai sănătoasă care cu toți avem defecte. Și atenție, și cei de pe scenă sunt tot români și nu sunt excepția de la românism. Au în ei, fiecare dintre ei, aceleași lucruri pe care le au și cei din Marte până una alta, numai că se luptă să le depășească. Și fac lucruri care să-i încurajeze să depășească toate acele tare pe care le avem, le are absolut orice popor. Dar nu există cultură perfectă, nu există cultură defectă. Există bune și rele în fiecare dintre țările în care vă duceți. Adică să nu spuneți că ați găsit raiul pe pământ și nu, iată, noi, toți ceilalți, nu suntem încă acolo. Ce cred că e foarte, foarte important este să încetăm să ne gândim la dacă sunt alții mai optimiști sau suntem noi mai optimiști decât ei sau așa și să vedem, ok, cum transformăm spiritul ăsta pozitiv, că există o atitudine pozitivă în români. Există dorința asta de a face lucruri în fapte pur și simplu, concret. Vreau să fac ceva tare, fă. Ok? Poți să și greșești. Nu e nicio problemă. Dar din greșeala aia te gândești, ok, ce am greșit? Aia, așa aia. Bun, data viitoare când o fac, nu o să mai fac aceeași greșeală. Ce e greu aici este că trebuie să te lupți de două ori mai mult, pentru că te lupți cu neîncrederea din jurul tău și orice om are nevoie de încurajare. Și apoi trebuie să te rupți cu propria disciplină. Dom'le, chiar dacă am căzut, mă ridic și mai departe. Cât sunt încă în viață, lupt. Eu de-aia nu vreau să răspund direct la întrebare, dacă suntem mai mult decât alții. Vreau să răspund, să spun că trebuie să nu ne mai punem această întrebare. Stai că noi aici avem o altă, noi aici am dezbătut deja. Asta făceam, dezbăteam aici. Ar fi o proporție excepțională dacă cele 600.000 ar reprezenta, cum zicea Sorin mai devreme, penetrarea capitalismului în România. Dar, din păcate, știm cu toții că marea lor majoritate din filmul ăsta sunt făcute ca să poți să mai deduci un TVA de la Carrefour când îți cumperi ceva, să-ți plimbi salariul pe acolo pentru o micro-întreprindere și nu pentru că patronul plătește prea mult impozite la stat și așa mai departe. Deci nu, 600.000 e o cifră reală. De-aia am putem discuta proporția. M-aș uita, probabil că vorbim de niște 10 de mii, în realitate. Nu, nici nu cred că ajungem la 100 de mii. Sunt mai mulți! Hai, sunt mai mulți! Și vorbim, nu vorbim despre... Eu n-aș pune aici un chioșc la scala 2, până cum a început toată lumea afacerea în România. Vorbim pe bune, oameni care dau un loc de muncă, care fac o afacere, cu 5 angajați. Alte întrebări mai sunt? Colosate. Cele două întrebări și închidem. Bună ziua, sunt Cristiana Constantinescu de la Portal HR. Prin natura meseria am stat de vorbă cu câțiva străini veniți în România să lucreze, deci care cunosc românii și ei ne văd altfel, adică mult mai bine decât ne vedem noi. Ne-au descris ca fiind cazi primitori, inteligenți, adaptabili. Și pot să continui. Aș vrea să am părerea antropologie. Ce diferența asta atât de mare între felul în care ne percepem noi destul de negativ și felul în care ne percep străinii veniți să lucreze aici? Și poate m-a întrebat cineva la un moment dat, o canadiană venită să lucreze aici, de ce suntem atât de critici cu noi înșine? Da, bun, cred că ne învârtim în jurul codului, într-un fel, pentru că ajungeam la același complex de care în termen de psihologie individuală se cheamă adolescență, când toți mai avem ceva bube pe față și ieșim din acest complex sau nu ieșim. În termen cultural e aceeași poveste, este complexul culturilor mici. N-a învățat domnul Black, învățăm și la școală că suntem o cultură minoră. Și atunci, tot timpul, avem această spaimă, trăim cu această spaimă și cu refuzul acestei spaime, pentru că întotdeauna acestea sunt ambivalente. Nu? Deci, ba suntem cei mai proști, până și bulgarii ne-au luat-o înainte, ba când de bine să nu te atingi, cum ai spus, că există, nu știu, țiganii în România, pe noi nu suntem ca aia și așa mai departe. Deci, această imagine de sine, cum le spun, ambivalentă și contradictorie. Și o să mai dau la lista dumneavoastră încă una. La ora actuală, în imaginea ei, un studiu.
în imaginea de sine a românilor, cea mai dezirabilă valoare este civilizația. Deci toți își doresc să fie civilizați, dar dacă întreb pe fiecare om cum sunt românii, o să se răspundă că sunt cei mai necivilizați. Deci, statistic, e foarte clar. Deci, la autopercepție este pe locul 3 civilizație, la heteropercepție, deci cum văd eu pe ceilalți români, este pe ultimul loc. Deci eu sunt cel mai civilizat și așa bine, și voi toți sunteți și mai necivilizați, că sunteți români. Bun. Și asta se repetă absolut sistematic. Deci nu e nimica surprinzător, nu e nimica bine, dar nu e nici surprinzător. Din păcate, eu ajungem iarăși la sfatul înțelept. Hai să ne maturizăm, fraților. Bun. Cum vedem la anumite? O secundă, da, vreau să zic că e o chestie care, în sfârșit, m-a preocupat. Pe lângă duplicitatea, care e clară, de care vorbea și domnul Mihălescu, se mai întâmplă ceva. Eu cred că pe undeva este, și asta, cum să zic, atestă cât de diferiți suntem față de societățile, cum le spunem noi, mature, capitaliste, vestice sau cum vreți. Fiecare are nevoie și vrea ceea ce îi lipsește. Occidentalul când vine aici, pe lângă trauma, mai mulți alții unici că s-au sinucis când au fost anunțați că vor fi delocați în România, de la Renault, dar majoritatea nu se sinucis și vin aici să triști. E, într-un mod absolut fabulos, după 6 luni se simt ca în paradis și când pleacă plâng cu lacrimi adevărate. Se balcanizează formidabil și sunt extrem de fericiți de ceea ce descoperă aici și nu au în Occident. Cumva. Deci e o diferență. Da, în sfârșit, are un mai e și chestia asta, că noi ne uităm la străini foarte de jos. Îi privim ca pe niște oameni supra-pregătiți și foarte... care ne sunt superiori, într-un fel. Și încercăm să le facem impresie bună, încercăm să îi primim foarte frumos. Și asta creează, da, îmbunătățește părerea pe care o au ei despre noi, cred. Adică nu am întâlnit un român să îi spună unui englez lucruri urâte. Din potrivă, îl privește foarte respectos și încearcă să-i dea tot ce are el mai bun. Până la urmă încearcă să facem impresie bună, fi și noi ca ei, măcar prin impresie. Nu e neapărat cum suntem noi. Și apropo de străini, străinii au o falsitate, adică am simțit în Australia, e o barieră între doi oameni, e o politică, e ceva politică corect acolo care pune o barieră între oameni. Nu poți să spui ce gândești, pentru că ar fi jignitor. Noi spunem ce gândim, bă, ești prost, refă chestia asta. În acolo, în Australia, n-am auzit niciodată să-i se spună cuiva la job, bă, e prost, mai fă o dată că mă încurci. Nu, din potrivă, spuneai, it's fantastic, but we have some minor changes. Și eu nu înțelegeam fantasticul ăsta cum se cupă cu minor changes. Dacă e fantastic, înseamnă că e perfect. De ce să fac minor changes? Pentru că nu am înțeles după 2 ani că fantastic nu e fantastic, este doar o introducere, este un clișeu și tu trebuie să iei ce e în spate, ce urmează. Nu o să spună niciun străin că ceva e rău. Nici la studii nu cred că o să spună că românii sunt într-un fel negativ. Pentru că ei sunt politicoși din fire. Și lor le place într-un fel, după cât câtva timp se acomodează cu stilul nostru direct și le place chestia asta, e refreshing pentru ei că noi spunem ce gândim. Deși tot față de ei ne reținem, mă spune tot. Dar e refreshing pentru ei, că la ei țară nu vor să poată chestia. Și noi avem o întrebare. Nu este propus o întrebare. Una din întrebările din această secțiune este încotro ne îndreptăm. A treia secțiune din al treilea calul erau neantrenații, dacă am remarcat eu corect, cu 24%, da? A spus 20-24 care nu știu povești, da? Oamenii ăștia sunt născuți în 1990, nu știu povești pentru că nimeni nu a avut timp să le spună, da? Oamenii aceștia sunt cei care nu au luat bacalaureatul, adică din 200.000, 100.000 nu au luat bacalaureatul, da? Dacă 90, 95, 96 până în 2000 oamenii nu terminau facultățile, dar acum au cariere și sunt antreprenori, noi nu știm dacă pe oamenii aceștia o să-i angajăm. Probabil o să angajăm bulgari sau, de ce nu, indieni, pakistanezi și așa mai departe. Și cred că asta ar fi o provocare pentru noi toți. Pentru că dacă nu acționăm acum, da, mă rog, acest segment, da, o să vină oricum din spate, inclusiv la fi că mă gândesc.
o să devină majoritar, o să fie de 50%. Și dacă nu continuăm civilizarea înspre civilizație, s-ar putea să nu mai... Adică ei să conteze, de fapt, peste următoarele 10 ani. Mulțumesc. Exact, asta este concluzia. Nu credeți în urșii zburători. Cine știe, știe. Cine nu știe, vă spun eu. Există o stâncă foarte înaltă și vin 100 de urși și se aruncă, toți vor să zboare. Primul moare, al doilea moare, al treilea moare. Al 99-lea moare, cel de-al sutelea se aruncă și el și cade pe moale, bineînțeles. Se ridică și căpătând amărât și toată lumea zice, urșii pot să zboare, uite-l că trăiește neamărit. Asta a spus-o Florin Elie de la ING. Și mi-a plăcut foarte mult și a rămas cu ea în cap. Dacă noi toți am face ceva mic, cât de mic, inclusiv noi în familia noastră, am face ca această civilizație a poporului să se întâmple mai repede. Dacă ne-am învățat copiii că urșii nu pot să zboare și că nu ajung niciodată milionar ca Becali dacă nu faci mic, să ne fie mai bine. Sus inima, fiți buni și credeți în minuni, cum spunea Adi Hădean, și haideți la o cafea, că nu mai putem. Mulțumesc!